Deci, printre altele, până fac și siropul, am zis să fac și o socoată. Am două borcane din acestea mai mari, la 5 litri. Așa. Am tăiat lămâi, am pus lămâile în borcan. Acum pun florile. Bineînțeles, florile trebuie spălate și curățate de astea coș. Doar asta să lăsați cât puteți de mult. Și apoi punem miere și zahăr. Deci, cam așa trebuie să arate florile. Am pus cam 10 flori de soc în fiecare borcan și acum apa și zahărul peste ele sau lămâie sau miere, cum doriți. Deci am holit 200 de grame de miere într-unul, 200 în celălalt și acum urmează să punem apa și să mestecăm bine. Și acesta e rezultatul final și acum punem la soare 2 zile, lăsăm să se activeze toată compoziția și se sifonează ușor aproximativ în 2 zile. Deci cam asta este. 2 lămâi, 200-250 grame de zahăr sau de miere, 9-10 flori de soc și apă până la umplere. Cam asta e. Doar să așteptați acum să vă bucurați de o socată răcoroasă și delicioasă.